părinților față de copii este nemărginită. Și atunci când părintele nu are posibilitate personal să spună la mulți ani cele mai scumpe ființe din viața lui, copilul, copiii, găsește orice metodă, din orice colț al lumii, să o bucure, să trimită cumva spre ea acel zâmbet frumos, emoție frumoasă și darul de suflet. Noi suntem echipa Surprize la tine acasă și din nou venim în satul Călinești, Raionul Fălești, cu o surpriză frumoasă pentru anișoara, care face astăzi o frumoasă vârstă de 15 anișori și părinții ei, din păcate, sunt departe. Însă noi, cu mare drag, am acceptat trimiterea dumnealor și rugămintea dumnealor de a veni spre scumpița lor fetiță să spunem cu mare drag astăzi felicitări de ziua ta. Sperăm din suflet anișoara să fie astăzi uimită de darurile părinților, surprinsă de vizita noastră și, desigur, pentru viața înainte să rămână amintire această zi frumoasă și această surpriză frumoasă din partea celor mai dragi oameni. Bună ziua și tot s-a înviat! Nu știu dacă sunteți proști de oaspeți, noi am venit. Trimiși de cineva spre dumneavoastră, gospodăria dumneavoastră și căutăm aici o fetiță pe nume Anișoara. Așa. Anișoara, noi suntem veniți azi spre tine. Și să știi că Călinești ne atrage pre noi cumva. Și a treia zi, consecutiv, venim aici în sat, la oameni frumoși și la oameni dragi. Anișoara, nu știu faptul că este azi măgeată. Și o frumoasă vârstă de 15 anișori astăzi, cred că te-au găsit sănătoasă, te-au găsit frumoasă, te-au găsit voioasă, te-au găsit lângă oameni dragi și noi venim și noi aici să-ți fim oameni dragi. Pentru că avem daruri frumoase pentru tine, avem daruri dulci pentru tine, din partea cuiva care regretă mult că nu este prezent, dar totuși vrea prin noi să vină aici spre tine să-ți spună frumos felicitări. Vreau să te întreb pe tine cum crezi tu, cine îți organizează ție această surpriză frumoasă? Mamă, fură. Așa? Așa, așa, acum ai răspuns complet. Într-adevăr, părinții tăi și sora ta, Victoria, dacă nu mă greșesc, cu mare drag, cu mare dor, cu mare dragoste pentru tine, ne-au trimis aici să spunem frumos la mulți ani, să însemnăm această sărbătoare frumoasă, cumva mai special, probabil, decât a fost până acum ea. Și am pregătit aici ce au ales părinții tăi, ce au considerat ei mai bun și mai frumos pentru tine, să satisfacă ție astăzi dorințele, poftele și sărbătoarea frumoasă. Această tortă, formă de inimă, ce simbolizează dragostea lor frumoasă și mare pentru tine, este 15 ani și noi îți aducem 15 trandafiri. Iarăși, dorința părinților tăi de a-ți însemna frumoasa sărbătoare cu acești 15 trandafiri, acest buchet splendid este pentru tine și noi cu mare drag ți-l înmânăm. Și, după cum vezi, noi avem daruri încă pentru tine. Cifra vârstei tale frumoase vine astăzi reprezentată și prin aceste baloane frumoase și ți le mânăm cu mare drag. Desigur, pentru masă de sărbătoare avem și acest coș cu de toate, special pentru tine și cei dragi astăzi care îți vor veni la frumoasă ca sărbătoare, cu mare drag, ți-o transmitem. Și ultimul cadou care părinții tăi au tins din suflet și sora ta să ți-l amâne este această fotografie. Să o păstrezi cu drag la tine în casă, să-ți amintească de frumoasă sărbătoare. Așa. Uite, într-adevăr, când astăzi e o zi frumoasă, părinții tăi, cei dragi și sora nu este lângă tine, nu sunt prezenți lângă tine. Însă să știi că omul de fiecare dată este prezent cu sufletul. Omul drag. Îndeosebi. Și ei astăzi chiar sunt prezenți cu sufletul. Căci cu pregătirile deja de o săptămână, două, atâtea griji cât ți-au făcut acești oameni, nu știu dacă mai există. Au retrăit, au comandat ce au putut comanda mai frumos, au crezut și cred și speră din suflet că pot să-ți facă astăzi ziua mai luminoasă, mai frumoasă, mai specială, iar tu în suflet să te simți fericită. Și cu ei alături în sufletul tău. La mulți ani îți spunem și noi din partea lor și din partea noastră să ai o viață frumoasă, să ai o viață doar cu urcușuri, dacă totuși vei întâmpina coborâșuri, să știi frumos să le treci, să știi frumos să zâmbești în fața greutăților, căci viața ta abia începe. Și greutăți în viață vei întâlni și foarte multe, din păcate, asta este viața, însă tu de acum învață să le ocolești, învață să le pășești, învață să le învingi.
Și pentru părinții tăi, să știi că ești un drag, pentru soră la fel, și tu ești ca o speranță pentru ei. O speranță de viitor, o speranță de încredere, o speranță că au educat și au lăsat acasă un drag, un frumos, un care o să le ducă numele în continuare, cu drag și cu mândrie. La mulți ani, Anișoara! Dacă ai și aici tu un mesaj pentru ei, cu drag, ei așteaptă. Mulțumesc mult pentru surpriza care au făcut-o. Îi aștept cu foarte mare drag acasă și să le ajut Dumnezeu să ajungă cu bine. Și îi iubesc foarte, foarte mult. Sănătoasă. Fii sănătoasă și ei fii sigură că iubesc și... Că îți duc dorul, probabil e puțin spus. Așteaptă clipa cu nerăbdare, dar cum zic eu, după carantina asta, când am început și noi activa, din păcate i-au blocat, pandemia acolo unde i-au blocat și sunt nevoiți să aștepte să treacă situația care este. Dar mergem și noi la un risc, încercând să luăm comenzi, mergem la un risc încercând să venim spre dumneavoastră și iarăși mă repet, riscul și cu încercare fac oamenii fericiți. Noi încercăm și noi să facem asta. La mulți ani, din suflet, o zi frumoasă. Uite, am aici în mână un buchet de trandafiri. Și acest buchet de trandafiri este pentru dumneavoastră, bunicuța. M-au rugat copiii dumneavoastră, nepoata dumneavoastră, departe, să vi-l aducem dumneavoastră. Nu sunteți o magiată și știm acest lucru. Dar este probabil un buchet de mulțumire și de dragostea lor față de dumneavoastră, ca mamă, ca bunică. Ați fost cea care ați crescut-o pe Anișoara. Și am înțeles că Anișoara chiar de micuță e în brațele dumneavoastră. Că ați oferit căldură și dragoste, cred că nu merită să vă dau întrebare, fiindcă îmi dă în gând că ați făcut-o cu toată ființa dumneavoastră. Probabil ceea ce n-ați reușit din vina lucrului, din vina alergării, când suntem tineri, de a face gospodărie, de a crește copii, și ceea ce n-ați reușit să oferiți copiilor dumneavoastră, ați oferit în acest copil, în Anișoara. Că acum să o vedem mare, să o vedem frumoasă, sunt sigură că și educată și sunt sigură că urtă. Rezultate foarte, foarte mari și frumoase încă de acum încolo. Pentru că, cu siguranță, Anișoara are planuri, are vise și cu ajutorul părinților, cu ajutorul bunicăi, cu ajutorul oamenilor dragi, trebuie să le realizezi. Încetișor, cu timpul, cu o treaptă, nu cu toate odată. Deci, pentru dumneavoastră este acest buchet. Așa. Și uite, am fost anunțată că o să întâlnesc aici o fetiță, Dumitrița. Și cred că noi cu Dumitrița ne cunoaștem, da, Dumitrița? Mai că eu nu știu despre care Dumitrița este vorba. Acum îmi dau seama despre care Dumitrița este vorba. Noi cu tine am venit la 8 martie, dacă mă greșesc așa, și am venit din partea tăticului tău. Și am venit să vă felicităm împreună cu mămica cu sărbătoarea frumoasă a femeilor, a mamelor. Însă astăzi, uite, ai ocazia să ne vezi iar și noi avem onoare și plăcere să fim în fața ta iar, cu un dar frumos, să-ți spunem la mulți ani, fiindcă azi tu deja ești omagiată, așa? Și faci 11 anișori. Da. Uite, Dumitrița, părinții anișoarei, anii tăi, dar fiind faptul că noi deja suntem prezenți la ziua anișoarei și deja i-am adus daruri frumoase și am încercat să o facem cumva să zâmbească din suflet, cu drag, din partea părinților ei, vrem și pe tine să te felicităm, să-ți spunem azi frumos la mulți ani acest zâmbet pe care l-am întâlnit eu pe 8 martie și îl văd acum, e bine că se menține, dar noi ți-l dorim să-l menții pe tot parcursul vieții. Ești micuță și viața ta e abia un început. Dar ai atâția oameni care te iubesc și pentru care tu trebuie să fii atât de bravo ca ei toți să se bucure de tine, de prezența ta, de reușitele tale, așa? Și în primul rând, părinții, frățioara acasă care se ascundea de noi atunci dacă ne-aduc aminte, așa, și nai, bunei și toți cei care te iubesc. Noi avem aici pregătit să spunem un buchet, hai să spunem și un buchet cu flori și un buchet cu dulciuri și ceva. Să te uimim, ceva mai deosebit, ceva să-ți placă. În partea nanilor tăi, noi îți spunem la mulți ani și o viață fericită. Mulțumesc. Așa. Dacă ai și tu să le spui ceva, să știi că ei așteaptă și ei. Mulțumesc foarte mult pentru cadou. Ne așteptăm cu mare drag acasă și să fii sănătoși mereu. Bravo. Bravo. Dumitrița are practic deja. Încă o dată și o luăm cu mine. Ei nu se emoționează. Așa. Bravo. Încă o dată vă spun tuturor, o zi frumoasă, o zi fericită, sănătate multă omagiatelor, să fiți voi sănătoase, să vă aibă bunul Dumnezeu în pază și rugați-vă ca oamenii dragi, părinții îndeosebi, să vă fie sănătoși, bunica care te-a crescut și ținește ca o doua mamă, să fie sănătoasă. Deci, avându-i pe ei alături, tu poți să te consideri om fericit.
Doar atâta timp cât oamenii dragi te înconjoară, doar atâta timp cât ai cui spui mamă, tată, frate, soră, bunică, ești om fericit, ești om care poți să-ți realizezi visele mai ușor, zburând cu două aripi, cum zic eu de obicei. Deci savurează, folosește-te de aceste momente, de aceste clipe și sperăm din suflet ca ziua voastră azi să fie mai frumoasă și specială. La mulți ani! La mulți ani de suflet!